Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, în această zi de 7 noiembrie anul Domnului 2019. Dragilor, avem ceva subiecte astăzi, așa că o să începem la perierea lor, la presarea lor, că toți suntem la presarea presii. O să începem cu un răspuns fundamental și anume... Care este fundamentul educației religioase? Știi că toată lumea se întreabă până la urmă, băi, dar la ce e bună religia? Că apare întrebarea asta în contextul ăsta secularizat așa, în care toată lumea aleargă după sine și după propriile plăceri și după propriile idei și după propriul eu până la urmă. La ce e bună religia, știi? Toată lumea întreabă, dar ce ne aduce nouă religia? Cu ce îmbunătățește religia societatea? Voi la ce sunteți buni? Răspunsul este iubirea. Vine dintr-un interviu de pe ziarul Lumina, fundamentul educației religioase este iubirea. E dintr-o perspectivă a educației religioase, interviu realizat cu profesorul Cristian Alexa, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București. În opinia sa, ora de religie este foarte importantă pentru sistemul de educație și pentru societatea românească, pentru că promovează valorile autentice care stau la baza civilizației noastre și a celei europene și furnizează modele reale de oameni care au trăit conform acestor valori. Aici am două lucruri de spus. Da, e adevărat, este foarte adevărat. Dar trebuie să conștientizăm faptul că fundamentul religiei este iubirea de Dumnezeu și de aproapele, echilibrând iubirea de sine. Există trei mari iubiri pe fața Pământului. Una este iubirea de sine, de care nu scapă nimeni niciodată. E greu. Hristos însuși cere, dacă vrem să-i urmăm Lui, să ne lepădăm de noi înșine. E greu să scapi de iubirea de sine, dar poți să faci un lucru, poți să faci altceva mai ușor de făcut, să echilibrezi iubirea de sine cu iubirea de aproapele și cu iubirea de Dumnezeu. Că și iubirea de Dumnezeu este a treia mare iubire. Dacă îl iubești, îl iubești. Dacă nu, nu. Deci rolul religiei este foarte important în școală, ne spune domnul inspector. Valorile morale pe care le transmite, prin valorile morale pe care le transmite, disciplina religiei îl formează pe elev să fie bun, iubitor, empatic, corect și liber. Religia oferă modele autentice într-o lume din ce în ce mai neliniștită și dezorientată, în drumă spre adevăr și frumos, spre o viață activă, ancorată în comuniunea cu semenii și propune un țel înalt mai presus de lucrurile materiale, de hedonismul și de virtualizarea în care se zbate omul secolului al 21-lea. E, aici e o problemă. Aici vreau să ajung și mă bucur că a ajuns și domnul profesor la treaba asta. Noi spunem și spunea începutul interviului de valorile creștine ale Europei. Azi mă îndoiesc asupra faptului că societatea mai ține cont de valorile și de rădăcinile ei creștine. Societatea e destul de cameleonică, sau cel puțin anumiți lideri și anumiți conducători. Se dau după cum bate vântul, știi? Dacă societatea a observat că se poate face profit economic din imoralitate, din secularism, promovează secularismul, relativismul moral și așa mai departe. Da, lucrurile materiale de care vorbește domnul profesor, hedonismul și virtualizarea, astea sunt valorile societății de azi, care sunt promovate agresiv. De asta religia apare în contradicție și deranjează. Pentru că nu e așa. Religia dă sens tuturor eforturilor depuse de elev la celelalte materii de studiu și este pentru școală ceea ce este sufletul pentru trup. Religia însuflețește școala românească, iar istoria ne confirmă acest adevăr prin faptul incontestabil că primele școli au apărut la noi în pridvoarele bisericilor. Semințele sădite în sufletul copilului prin educația religios-morală vor aduce roade nu numai în viața lui personală, ci și în familie, biserică și societate. Da, problema e că societatea nu-și mai propune asta.
Din păcate, societatea nu-și mai propune desăvârșirea umană. Asta este marea tragedie a vremurilor noastre. Nu. Societatea laică, mă refer, merge după altă evanghelie. Mai țineți minte, am vorbit eu de evanghelia lui Soros odată. Că Soros a zis așa. Și, mă rog, nu el, cât este, el este exponentul unei întregi gândiri planetare. Dacă Soros a făcut de a zis-o pe gură și așa au aflat-o mulți. El a zis foarte clar, nu toți oamenii și nu mulți oameni aleargă după perfecțiune. Asta cu perfecțiunea rămâne în dreptul fiecăruia să facă ce vrea. Pe noi, ca societate, ne interesează profitul, economia, dezvoltarea economică, materialism. Iar din ceea ce observăm, a zis Soros, imperfecțiunea morală, da? Imperfecțiunea pe care mulți o practică, da? Masele merg către imperfecțiune, o constată însuși Mântuitorul Hristos, că mulți merg pe calea cea largă care duce la pierzare. E, Soros a zis, bă, păi dacă mulți merg pe acolo, hai să facem imperfecțiunea motor economic. Hai să slăvim imperfecțiunea, să o propunem drept valoare în cetate. Și uite așa, imperfecțiunea morală, relativismul moral, ajunge valoare în cetate. De ce? Pentru că pur și simplu vrem bani. Vrem să facem motor economic. Pentru că tot mecanismul ăsta, de fapt, de a face bani, presupune să transmiți niște valori, niște mesaje în societate, prin care să atragi clientul. Așa că, cine mai e interesat de iubire? Ah, da, sigur, există aici o excepție, și anume iubirea de sine, care este foarte ațățată, pentru că iubirea de sine înseamnă consum. Paradoxal, iubirea consumă materie, dar, vezi, omul egoist consumă mai mult pentru el, nu pentru aproapele. Și din cauza asta se tot stimulează instinctele ca omul să se iubească din ce în ce mai mult și să consume din ce în ce mai mult cu el însuși. Da, religia vine să echilibreze toată această secularizare, toată această imperfecțiune morală care iese la iveală. Dar pe cine mai interesează treaba asta? Că îți dai seama, din punctul ăsta de vedere, religia e antieconomică. Văd bine pe ecran? Da, văd bine. Deci, din punctul ăsta de vedere, religia devine contra economiei. Există, la un moment dat, și Hristos ne previne asupra chestiunii acesteia, există un moment când creștinul nu mai e din lume, din lumesc, din această ecuație a căderii, a relativismului moral din care se fac bani. Da, creștinul e contra lumii, între biserică și lume există oarece opoziție, pentru că lumescul trage în jos către imperfecțiune, ori biserica te cheamă în sus către perfecțiune. Din punctul ăsta de vedere, și Hristos zice, voi nu mai sunteți din lume, pentru că eu v-am ales din lume. Dar asta nu înseamnă că creștinii acum pleacă pe altă planetă. Nu, ei rămân în această lume, dar nu mai trăiesc în lumesc, în imperfecțiune, în Adamul cel vechi. E, și din cauza asta, religia devine deranjantă pentru că ea este undeva acolo și spune tot timpul, doamne, nu e bine. Nu e bine cu imperfecțiunea, nu e bine cu relativismul, nu e bine cu formele astea, de fapt, degenerate de iubire. Da? Că, de fapt, ce spune creștinismul în esență? Că revenim la tema iubirii. Creștinismul în esență spune să ai grijă ce iubești. Dacă te iubești numai pe tine, e rău. Trebuie să-L iubești și pe Dumnezeu și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Deci, un echilibru. Iubirea este cea care e viață. De fapt, iubirea este motorul vieții. Nu știu dacă mulți realizează treaba asta, e o chestiune mai profundă, dar iubirea te animă în viață. Ce ne animă pe noi la lucrurile noastre? De ce ne mișcăm noi către ceva? De ce facem noi ceva? Care este motivația tuturor acțiunile noastre? Pentru că iubim ceva. Vedeți? Și secularismul nu alungă iubirea din cetate, dar o relativizează în așa hal
hal e cuvântul potrivit, o relativizează în așa hal încât iubirea pare o hidoșenie. Iubirea de sine, iubirea de păcate, astea par hidoșenii. Deci iubirea nu moare, dar se transformă, din păcate, în ceva urât. Asta este problema iubirii. Deci, fundamentul educației religioase, de fapt, ca să completăm puțin titlul, este iubirea, dar este echilibrul iubirii. Este echilibrarea iubirii. Este, de fapt, perfecționarea iubirii, dacă e să vorbim așa. Pentru că dacă trăiești numai iubindu-te pe tine și păcatul, nu ajungi nicăieri. Asta este povestea. Și în toată ecuația asta a iubirii, mai avem un argument care este intens folosit astăzi, și anume libertatea. Da, că mi-a plăcut, a zis domnul profesor în acest interviu, că elevul devine, prin ora de religie, trebuie să devină bun, iubitor, empatic, corect și liber. Dar ce fel de libertate? Pentru că, din păcate, există și o libertate care ne omoară. Ia să vedeți. Acum să mă iertați, dar am scris și eu pe ziarul Lumina și am scris despre libertatea care ne omoară. Nu știu, cei de la Lumina au ales să pună o poză cu mine acolo. Puteau să pună o poză cu altceva, cu... să ilustreze libertatea. Asta îmi displace când e vorba să vorbești de tine... E destul de... În fine. Dar nu mă interesează figura mea. Mă interesează această idee că libertatea ne ridică, ne face vii, ne înviază, dar tot libertatea poate să ne și omoare. De ce? Pentru că există o iluzie. Și anume iluzia că libertatea îți permite să faci ce vrei tu, amestecat adeseori cu egolatrie. Acesta este libertinism, nu libertate, din păcate ridicat astăzi la rang de politici de stat, care prin așa zise legi, care n-au de-a face cu liberalismul, cum este el definit ca doctrină politică, ci mai mult cu interesele ideologice sau comerciale ale secularismului, naște ipocrizii contemporane, care vădesc iraționalitatea din spatele libertinismului, nu? Vorbim din ce în ce mai des de drepturi, dar s-au cam uitat de responsabilități. Se ridică în slăv diversitatea și libertatea de conștiință, dar nu se acceptă ca religia să influențeze opinia publică. Maltratarea unui animal strânește valuri de emoții, un pisic, un câine, ceva pe acolo, dar sfârtecarea pruncilor prin avort nu e considerată o problemă, dimpotrivă. Dacă ești contra avortului, ești tu problematic, fundamentalist, retrograd. A? Ne jelim că nu-s bani pentru spitale, că risipim pe catedrale, dar avem bani destui pentru arme, stadioane și producții culturale. Vă ce ți-am da? S-a dat 10 milioane și am văzut și aseară o știre că s-au dat 2,2 milioane de lei pentru un serial la o televiziune în care se promovează homosexualitatea. E bine, deci băgăm homosexualitatea la bugetul de stat. Și azi dimineața a explodat o să ne ocupăm de treaba asta într-o emisiune viitoare, a mai explodat o bombă. Mai țineți minte pe aia care voiau ei să-și recunoască căsătoria în România, că ei călătoreau ca sos, domnule, și statul român nu le-a recunoscut căsătoria, ci numai dreptul de liberă circulație. Au mai venit cu una acum, deci Adrian cu H, nu mai știu cum îl cheamă, ăla căsătorit cu Clay Hamilton, știi? Clincescu, nu știu, ceva de genul ăsta. Adrian, în fine, ci că nu i se dă dreptul să voteze, domnule. Păi dacă ești cetățean român, ai dreptul să votezi. De ce? Ți-ai pierdut cetățenia? Păi ci că nu i se dă pașaport, că el a zis că e căsătorit cu cineva și vrea pașaport. E ceva cu sud, cu ața albă, ne mai documentăm, nu știu să spun încă, dar activismul LGBT se folosește de toate frâiele, că... da, pentru că am ajuns aici, știi? Deci, vai, bani pentru spitale nu avem, dar dăm bani pe filme cu homosexuali. E bine. Eu zic că e bine. Adică, în ritmul ăsta de ipocrizie, nu ajungem departe, ci o să ajungem pur și simplu niște haotici. Media e plină de vedete, idol și horoscoape, dar evită sfinții, nu? Că mai la toate televiziunile vezi horoscop. Rubrică de horoscop. Nu, dar sinasarul zilei nu e bun. Nu. Deci e bine să promovăm așa
Că asta e problema. E un nonsens, înțelegeți? Omul în păcatul lui ajunge în nonsens. Vrem să fim liberi. A, și pe de altă parte stăm cu ochii în horoscop. Care horoscop el? Numai liber nu ne face. Că horoscopul știți cum e, e invers. Zice, astăzi ți se întâmplă așa, n-ai ce face. Pac! Vine peste tine destinul, fatalitatea. Asta e predestinația. Păi dacă suntem liberi, mai există predestinație? Mai există fatalism? Mai există destin? A, sigur, în cultura mare, universală, destinul e o chestiune filozofică foarte complexă. Dar care e destinul omului dacă stai să te întrebi? Până la urmă, e o întrebare fundamentală. Am pus-o și eu pe Facebook. Mi-a plăcut o idee dintr-o discuție, a apărut cu cineva. Dar tu ce faci după ce mori? Știi că asta e o întrebare fundamentală. Băi, după ce mori, ce faci după ce mori? Că asta a frământat, mă rog, i-a frământat pe cei vechi, că pe ăștia nu-i prea mai frământă. Pe ăștia nu-i frământă numai buzunarul, din păcate. Asta e trist. Pe ăștia nu-i frământă numai buzunarul. Dar tu ce faci după ce mori? Asta e întrebarea. Da? Bun, mori. Toată lumea moare. Sau, mă rog, dacă e mai conștient, ta doarme. Dar ce faci după ce mori? Zim ce faci după ce mori. Dar cine răspunde corect la întrebarea asta are de câștigat. Da? Asta e întrebarea fundamentală. Ce faci după ce mori? Asta e. Ce faci după ce mori? Bun. Revenim la ideea cu libertatea care ne omoară. Deci libertinismul este ucigaș de om. Libertinismul este ucigaș de om. Asta e problema libertății și din problema libertății o legăm de cea anterioară, problema iubirii. Că omul e liber să iubească. Dar dacă libertatea lui ajunge libertinism, adică o robie față de patimi, atunci iubirea lui nu mai este o iubire sfântă, ci, din păcate, trebuie să o recunoaștem. Puțin vorbesc de lucrul ăsta, deși Evanghelia cu asta începe, iubirea de sine este păcătoasă. Este firească la un moment dat, dar dacă o exagerezi, devine păcătoasă. A te iubi numai pe tine și a nu iubi echilibrat și pe Dumnezeu și pe aproapele, asta nu e libertate, e robie. Că cel care e, cum să spun, cel care e robit de sine, se iubește numai pe sine, ăla trăiește ca un sclav. Nu e... Iubirea de sine e o sclavie. Da, în fine, ideea este că din păcate, această sclavie dictează ideologia momentului. Da? Și acum suntem sclavi la bani. Ne-am făcut sclavi ai piețelor. Am inventat sistemul ăsta capitalist așa și am inventat totul ca fiind piață, până și educația ajunge piață, până și biserica e băgată ca într-o piață, că vorbim de banii bisericii fără a uita sau fără a înțelege că biserica a fost târâtă în capitalism și ce să facem? Am mai discutat aspectul ăsta, nu revin. Dar ideea este că transformăm totul în piață și asta este o mare problemă. E o mare problemă pentru că naște tot felul de ideologii și de trăznăi. Uite, avem în sfârșit o lămurire care ne vine. Da? Libertatea care ne omoară, deviza e libertate și scopul ei preasfânt. Să nu uităm ce ne spune imnul național. Că imnul național ne spune foarte clar. Da? La sfârșit. Deviza e libertate și scopul ei preasfânt. Deci care e scopul libertății? E culmea că în țara asta, în imnul nostru național, avem scopul libertății și noi trăim ca libertini. Adică ne chinuim să ne iubim noi pe noi înșine. Și asta e o mare problemă, dar o facem din sclavia numită piață, din interese de piață. Care interese de piață zăpăcesc toată lumea. Zăpăcesc toată lumea. Dar mai am o speranță. Sper că nu e cineva... Adică, mă rog, eu acum, știi, bag bățul prin gard. Uneori se mai întâmplă treaba asta, recunosc. Pe ăștia care sunt progresiști, ideologii națiunii cu progresismul, cu contra moralei creștine, la la bla bla. Eu i-aș întreba un singur lucru. Aveți o problemă cu imnul național? Știi că hai să revenim la cetate până la urmă. Bun, religia ca religia, dar
Să băgăm un pic bățul prin gard. Aveți o problemă cu imnul național? Vă deranjează ceva la faptul că libertatea trebuie să ducă la sfințenie? Uite, deviza-i libertate și scopul ei prea sfânt, zice în imnul național. Aveți o problemă cu treaba asta? Bine, pe linia asta o să vedem niște lor de poziții foarte interesante. Deocamdată ne lămurim asupra unei probleme. În sfârșit s-a lămurit cu imigrația că este doar goană după mână ieftină de lucru. Știi, e un proverb la români, până la urmă, gura păcătosului, adevăr grește, că nu se poate împotrivi adevărului cu amare. Mergem în Franța, unde de vara viitoare se vor fixa cote de imigranți profesioniști pentru a compensa deficitul de forță de muncă. Hai că, uite, și Franța recunoaște ce a făcut și Germania. Germania a recunoscut că a băgat multiculturalismul și imigrația asta pentru forță de muncă. Așa, băieți, mai cu încredere. Hai să zică și Franța, să zică și America. Toți afaceriștii au un vis în viață. Fac o paranteză în emisiune. Toți afaceriștii au un vis în viață, să facă profit. Și profitul cum se face? Păi, din ceea ce cheltui, trebuie să iasă un venit. Și ideea este că venitul trebuie să fie mai mare decât cheltuiala. Diferența dintre venituri și cheltuieli se cheamă profit. Profitul e cu atât mai mare cu cât diferența asta e mai mare. Cum o faci mai mare? Păi, veniturile nu poți să le crești prea mult, că până la urmă, dacă ai de vândut ceva, nu poți să pui la niște prețuri astronomice, știi? Deși există cazuri, de exemplu, să dai 100, 200, 300, 500 de milioane pe un telefon mobil, un amărât de telefon mobil, dar îl îmbraci așa cu pietre, pui pe el tot felul de gablonțuri din astea și îl dai cu 500 de milioane. Da, bă, frate, ce-am făcut? Cum erau Adidas și aia de 3.000 de euro, aveau apă din Jordan, dai puțin, totuși. Dar nu poți să faci peste tot treaba asta. Când vorbim de materie uzuală, da, toți avem nevoie de apă, aer, mâncare, da, fructe, legume și așa mai departe, nu poți să pui prea, nu poți să ridici costurile vieții prea mult. Și atunci ce faci? Scazi costurile. Ca să ai costuri scăzute, ce înseamnă? Ce înseamnă costuri pentru un afacerist? Înseamnă plata impozitelor, plata utilităților, plata materialelor pe care le bagi în afacere și plata forței de muncă. Pentru că trebuie să dai niște salarii. Ca să ai costuri mai scăzute, dai salarii mai mici. Asta este un aspect la care trebuie să medităm. De ce tot rămân în România salariile mici comparativ cu vestul Europei, unde prețurile deja s-au aliniat? Da? Și atunci, afaceristul profesionist caută forță de muncă ieftină. Asta ne transmite și Republica Franceză, care spune că începând de vara anului viitor va introduce cote fixe de lucrători imigranți, astfel încât Franța să recrudeze funcție de nevoile sale. Vedeți? Europa a schimbat discursul și Germania a făcut-o, acum o face și Franța. Nu mai e cu, hai veniți toți, vă primim, s-a mers pe latura asta emotivă, vai săraci imigranți, sunt refugiați de război. Dom'le, lasă, refugiatul de război e refugiat de război. Dar ei s-au folosit de povestea de refugiat de război ca să primească, de fapt, căutau forță de muncă. Și acum au venit masiv, știi? Și nu tot ceea ce a venit e pe măsură. Și atunci o să zic că stai așa, frate, nu mai veniți toți grămadă, veniți numai aia care ne trebuiți. Știi? Asta e. Veniți aia care ne trebuiți. Ideea este să avem obiective cuantificate sau cote. E o chestiune de semantică, bla, 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 bla. Franța e cea care recrutează funcție de nevoile sale. Asta e o frază interesantă. Deci nu mai e cu humanity, cu vai săraci imigranți, refugiați, războiul ia lungă. Nu, acum clar. Noi vă recrutăm pe voi. Hai să înțelegem. Noi vă angajăm. Asta e. Băi, noi vă plătim. De fapt, asta le și zice. Când zici de recrutare, te referi și la plată, știi? Băi, noi vă plătim pe voi, deci trebuie să fiți după cum vrem noi, avem nevoie de forță de muncă, nu de gata, s-a terminat cu umanitatea, cu vai, săraci imigranți, nu, gata, s-a saturat, că au tot trecut Mediterana, au tot trecut-o și au zis, nu frate, stai așa, că avem prea mulți și ne mai fac și probleme sociale, că ăștia vin după ei cu religia, cu cultura, cu apucăturile lor, cu... Încerc să disciplinezi un purice. N-ai cum să disciplinezi un purice. Tot așa, un om de altă cultură
Nu-l disciplinezi din prima generație. Ăla vine cu niște rădăcini. Poate a doua, a treia, a patra generație, poate, dar ăștia prima generație de imigranți, n-ai cum să-i disciplinezi. Mai ales pe aia care vin cu idei extremiste. Da? Dovadă că Europa are probleme. Acte teroriste, vandalism, acte antisociale, viol, tâlhării și așa mai departe. Bun, deci ce zice tovarășul de la Franța? Lista cotelor de lucrători imigranți va fi definitivată vara viitoare și vom revizui această listă în fiecare an. Începem peste câteva săptămâni, restul e bla bla bla, vom vedea cu agențiile, cu forța de muncă, vom analiza toate domeniile de activitate care duc lipsă de lucrători. Ne vom asigura că s-au depus toate eforturile de formare pentru a permite candidaților francezi la angajare să obțină prioritar aceste locuri de muncă. Alo, păi nu e asta discriminare, Franța? Nu erați voi cu drepturi egale, cu șanse egale? Pe acum ce facem? Permiteți numai francezilor prioritar? Iată că e naționalist și în Franța. Bă, ce brusc e apucat naționalismul. O, până acum era că, my friend, global, veniți, vă primim cu brațele deschise, nu știu, acum gata, s-a terminat. Când e vorba de băra una la buzunar, no, francezul primul, că se vede la vot. Se vede la vot. Vom determina numărul de persoane în funcție de domeniul de activitate și de teritoriu. Bun, deci, pe românește, titlul știrii ăsteia este că Franța face angajări. Da? Asta e ideea. De la început puteau să o spună. De ce au trebuit să tot facă circul ăsta mediatic și atât de întins și de subuman, adică mi se pare subuman să te folosești de tragediile oamenilor, că aia se războiesc în Siria pe acolo și săraci oameni suferă, mi se pare subuman să te folosești de tragedia lor, să zici, veniți la noi, dar ție nu că ți se rupe inima de ei. Nu, tu te uiți așa la ei ca la niște muncitori. Ea, veniți la noi, că de-abia vă așteptăm. Uite ce uman suntem, vă angajăm. Da, să fiți ieftini, băi. Să fiți ieftini și în cotă fixă. Ministrul francez a zis că imigrația ar fi destul de modestă numeric, de numai 33.000 de persoane pe an. Păi cum? Doar atât? Păi nu era că egalite, liberté, fraternité? Nu era cu de-astea? S-a terminat. Vezi ce face afacerismul și piața din societate? Dar nu-i nimic nou sub soare. Mă bucur că e cazul să dăm cărțile pe față. Un interviu foarte interesant la capitolul cu cărțile pe față l-am găsit pe... Bine, el este puțin electoral. O să-mi iertați acum chestiunea asta, dar până să ajungem la interviu, stai că mai am să spun ceva la treaba asta. Genul ăsta de a fi secularizat începe să intri și în România, că noi vorbim de Franța, Germania, dar stai puțin, hai să ne gândim la noi, ce se întâmplă cu noi. Venim pe meleagurile noastre, pentru că uite și la noi avem o știre, meseria este aleasă cu mintea, nu cu inima, cei mai mulți tineri își aleg cariera funcție de criteriile materiale. Și că e un pragmatism, da, e chiar în identitatea culturală se vorbește de pragmatism versus tradiționalism. Adică rămâi dedicat unor valori sau ești pragmatic. Te dai după cum bate vântul, numai ca să-ți ia să ție bine. Aici e, de fapt, oscilarea între valorile morale și valorile imorale. Compromis sau statornicie? Da? Liberalism sau conservatorism. Depinde cum te uiți, dar problema tot aia este. Rămâi tradițional, rămâi fidel unor valori sau te dai după cum bate vântul, te uiți așa pe termen lung ce se întâmplă și insistare este vinzi pentru un blid de mâncare, cum a făcut Esau, ne atrage atenția Scriptura. Da, și la noi începe treaba asta, adică și tinerii români nu prea le mai pasă lor de una de alta, păi interesează cariera, banii, cum era o știre și ieri. Bani, tată, să avem bani ca să facem ce vrem noi. Asta este ideea. Din punctul ăsta de vedere, suntem și noi la o cotitură importantă în societate, pentru că ne lovește și pe noi secularizarea, dar nu ne lovește așa numai ideologic, cu gura. Ne lovește din plin cu fapta. Și de asta știam că e bine să vorbim cărțile pe față, mergem acum la interviu. Este vorba de un candidat la prezidențiale, dar eu nu prea socotesc interviul ăsta electoral, cu oricum, domnul Cătălin Ival, să fim sinceri, n-are șanse să ajungă președintele României, dar mă bucur că în acest interviu
pune niște lucruri pe față. Adică hai să vorbim totuși niște chestiuni serioase. Vorbim de activism LGBT, de islamizarea Europei de Vest, de Transnistria, de relația cu Rusia. Mă rog, PSD-ismul lui puțin mă interesează că el e PSD-ist, penelist. Până la urmă, că tot vorbim de pragmatism, ce mai contează azi partidul politic, mai vorbești? Înainte, partidele politice se băteau pe idei. Da? Adică, domnule, e bine să facem așa, e bine să facem așa. Nu, azi toate partidele sunt convinse că trebuie să facem bani. Nimeni nu se opune la ideea asta. Și restul sunt lupte de interese, sunt găști. Adică, da, bun. Deci, domnul Cătălin Ivan are un interviu interesant pe site-ul stiripentruviață.ro în care vorbește de niște lucruri foarte apăsătoare. Vorbește foarte sincer, foarte deschis. Mă rog, își face puțin CV, puțină prezentare a vieții lui, trecem peste partea asta. Mă interesează unde zice așa. Zice despre NATO, că nu suntem prea pregătiți. Mă rog, asta cu NATO, trecem și peste treaba asta, că nu suntem specialiști în armată. Da, zice o chestiune interesantă. Noi acum dăm 2% din bugetul național, dar nu știm pe ce îi dăm. Cumpărăm armament din afară ca să îi îmbogățim pe alții, în timp ce oriunde în restul lumii funcționează o lege care se numește a offset-ului. Adică jumătate din ce plătești pe armament trebuie să se întoarcă în industria proprie de armament. Da? La noi nu. La noi se dau banii pe rachete, tancuri, avioane, mai știu eu ce, și nu ne alegem cu nimic. Da? Vrem avioane și tancuri, nu spitale și catedrale, cum ar veni. După aia vorbește de neomarxism. Trece la neomarxism și vorbește despre lupta contra natalității, vorbește despre faptul că ar trebui să ne gândim mai bine cum e cu starea națiunii în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană se vorbește de starea Uniunii. Odată pe an vine președintele Comisiei Europene în fața Parlamentului European și vorbește despre starea Uniunii Europene. În România ar trebui să vorbim odată pe an de la președinte, guvern, parlament despre starea familiei românești, despre faptul că generațiile tineri își refuză rolul de părinte, de soț, de soție, de tată, de mamă. Atacul mediatic extraordinar sprijinit de sume foarte mari de bani și țintit direct împotriva tot ce înseamnă stâlp al societății românești, de la istorie, cultură, biserică, școală, și a cam atins scopul până acum. Este dureros ce spune Cătălin Ivan. Astăzi, în România, dacă spui, de exemplu, că ești homosexual, ești aplaudat sau cum ești încurajat să-ți manifesti identitatea. Păi da, dăm și bani pe treaba asta. Am înțeles că o televiziune, repet, a primit 2,2 milioane lei ca să facă un episod cu homosexuali. Că de, trebuie neapărat să facem și treaba asta. Da? Se vorbește despre neomarxism, se vorbește despre... e foarte mare interviu, să știți, e foarte mare, trebuie să-l citiți în liniște. Se vorbește despre egalitatea de gen, o politică nocivă, de fapt, a Parlamentului European. Societatea modernă, de fapt, este profund nedreaptă față de femeie, când vorbește mai ales de cariera profesională, de feminist și de legalizarea prostituției. Da, transformă femeia într-o jucărie sexuală, ceea ce este absolut cumplit. Da? În numele carierei profesionale, femeia este presată să renunțe la sarcină. Presiunea care se exercită asupra femeii care rămâne însărcinată este uriașă din toate punctele de vedere, de la partenerul care nu se simte pregătit să fie tată sau nu vrea să o ia de nevastă, și de la părinții ei care nu-s de acord, până la femeia însărcinată care își dorește carieră și știe că o sarcină i-ar pune în pericol cariera, pentru că așa e construită societatea. Da, foarte de-a dreptul interviu, da? Că vorbim de carieră versus familie. Ce alegi, cariera sau familia? Partea urâtă este că toată lumea a ales să se iubească pe sine. Da. Vorbim de căsătorii, vorbește și de căsătorie, da? Ne punem în pielea unor tineri, se iubesc, vor să se căsătorească, apar întrebările, unde locuiesc? Nu-și permit să-și cumpere azi un apartament, din ce trăiesc, unde se angajează ca să aibă un anume venit? Practica zilei noastre arată că fiecare trebuie să meargă uneori și la sute de kilometri distanță pentru un loc de muncă. Ajung să se vadă din ce în ce mai rar, până când dragostea și legăturile de familie dispar, de aceea avem atât de multe divorțuri. Bun, avem și din cauza iubirii de sine și din cauza propriilor pasiuni și, în fine, sunt foarte multe
puncte, vorbește despre boicotarea referendumului, boicotarea venită din zona privată, din zona instituțiilor statului, parlamentul, guvernul, președinție. Da, avem un președinte care numai că nu a susținut referendumul, l-a boicotat și a jignit pe cei care au participat la referendum. Avem un guvern care a organizat acest referendum pe fugă, fără să lase timp suficient unei dezbateri serioase pe temele respective. Și mai ales s-a folosit de aceste lucruri ca de o fumigenă pentru alte lucruri pe care ei le ascundeau și le pregăteau în spate. Da? Întrebările au fost puse de așa natură încât oamenii să nu știe exact ce votează. Aici cu întrebarea e o discuție, nu prea convergem noi în această idee, dar ideea este că da, lumea politică are o direcție și nu e deloc aia care trebuie. Nu este deloc aia care trebuie. Și mă rog, acum vorbește de ce se implică el în politică, ne interesează mai puțin, că nu vrem să facem campanie electorală, dar ceea ce spune domnul Cătălin Ivan, mulți dintre noi le simțim, le știm, știm toată treaba asta și întrebarea este unde mergem până la urmă. Asta rămâne întrebarea. Unde o să mergem? Unde o să ajungem? Ce vrem noi? Vrem să fim sclavi moderni? Vrem să fim colonie? Vrem să avem bani? Da, e ideea asta. Dacă ne dă un salariu decent, muncim, nu ne interesează ce se întâmplă mai departe. Păi nu cred că e așa. Că până la urmă, nu doar salariul este esențial în viața asta. E vorba aia americană că orice om are o sumă pe care se vinde. Și e adevărată că orice om are valoarea lui, în ochii lui. Întrebarea este care este acea valoare? Tu pe cât te-ai vinde? Ce sumă de bani te-ar face să accepți un compromis grav, să zicem? Pe cât ți-ai dat mântuirea? Poftim, hai să o luăm și așa. Că până la urmă despre asta este vorba. Plecând de la Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru un blid de mâncare, trecând pe la Iuda, care l-a vândut pe Mântuitorul pe 30 de arginți, afaceri, prețul câștigului, afacerea lui, știi, el a făcut o afacere, l-a dat pe Hristos lor și el și-a luat 30 de arginți. Și tot așa, adică iubirea de bani e începutul a toată răutatea. Asta este ceea ce nu vrea să înțeleagă societatea de azi, că nu putem să construim o societate numai pe bani, numai pe principiul pieței. E foarte toxic capitalismul ăsta când îl aplici așa. Omoară valori. Și după aia ne întrebăm că unde ne sunt valorile. Paradoxal, știi? Ne trezim așa ca dintr-un somn și băi, dar unde ne sunt valorile? Păi, unde sunt? Unde le-am pus? Până la urmă, știi? Doamne, unde ești? Unde m-ai așezat? Ăsta era răspunsul lui Dumnezeu la o parabolă din... la o pildă din Pateric. Doamne, unde ești că nu te văd? Păi unde m-ai pus, acolo sunt. Da, e de meditat. Avem lucruri foarte profunde de meditat. Rămâne să vedem. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei, ne reauzim la edițiile următoare ale emisiunii de Presat Presa. Să aveți o zi cu pace, cu bucurie, cu binecuvântare, toate cele bune. Doamne ajută!